Bună seara, dragii mei, și bine ați revenit la un nou clip de pe canalul Tarot Viață Împlinită. Vă obișnuiesc acum și cu o serie de clipuri cu conținut astrologic. Vom accesa ceva mai mult partea aceasta, dacă ne tot obișnuiserăm cu tarotul. Însă, ținând cont că sunt foarte multe informații relevante, utile, și în această metodă de divinație antică, atunci, și care merge până în prezent, atunci de ce nu să facem și aceste tipuri de clipuri? Nu o să mă lungesc cu introducerea, pentru că o regăsiți în clipul anterior. Și am să încep destul de abrupt cu alte trei zodii pe care vreau să le tratez în discuția noastră, respectiv Taur, Rac și Săgetător. Vom discuta astfel astăzi despre cum ar trebui să procedați pentru a atrage un Taur, un Rac sau un Săgetător, fie că este vorba de o femeie într-o această zodie sau de un bărbat. Ne vom referi la chestiuni cât mai generale și cât mai aproape de ceea ce reprezintă un nativ, să spunem, pur, care are cât mai mult din această zodie. Este posibil, da, dacă persoana la care voi vă gândiți să fie Taur, să zicem, și să aibă foarte multe conotații zodiacale diferite de ale unui Taur, să ziceți, da, dar nici nu prea seamănă. Noi ne referim aici la nativii clasici din aceste zodii, cu cât mai multe caracteristici ale acestor zodii. Ok, și vom începe cu semnul Taur, cu zodia Taur. Taurul este un semn fix, ca atare cel mai adesea destul de conservator, practic cu picioarele pe pământ, caută stabilitate. Simbolul Taurului este evident, cum îi marchează și numele, acest animal puternic. Taurul este un animal care are simțul proprietății, al posesiei, așadar vom puncta cu ocazia asta un aspect care poate tinde spre negativ în anumite cazuri. De pildă, un Taur poate deveni posesiv sau chiar gelos sau foarte furios, chiar dacă, să zicem, Doamne ferește, nu apelează. Deci să nu fie vorba de violența fizică. Astea ar fi, să spunem, cele mai negre trăsături, dar o să revenim asupra lor la final, când stabilim punctele pozitive și forte ale zodiei și cele slabe sau mai urâte. Totodată, Taurul este guvernat de planeta Venus. Asta înseamnă că ei sunt adoratori de frumos. Ca atare, nu e foarte greu să intrați pe sub pielea unui Taur autentic, pentru că lor le plac destul de tare complimentele, sau dacă duci discuția cu privire la caracterul lor, la personalitatea lor, chiar dacă faci și niște glume, dar niște glume care îi fac să se simtă bine, atunci ești un om câștigat. Da? Taurilor le plac și cadourile în general. Fie că sunt bărbați, fie că sunt femei, chiar să fie curtați, să li se arate că sunt persoane importante. Iar din punctul în care se leagă ceva serios, le place să fie avuți în grijă, pentru că și ei o vor întoarce. Da? Taurii sunt destul de atenți la nevoile celuilalt și vor să stabilească așa un fel de contract nescris cu persoana de lângă ei, ca lucrurile să fie cât mai stabile, reciproce, să existe sprijin, să existe multe puncte comune. Lor nu le plac atât de mult suișurile și coborâșurile și schimbările bruște și toate lucrurile astea.
Pe de altă parte, o să facem la un moment dat, probabil după ce terminăm această serie și o serie de compatibilități. De exemplu, o compatibilitate foarte bună este între Taur și Pes sau Taur și Rac. Iar în cazul taurilor și peșilor, deși peștii sunt mult mai schimbători, se plictisesc destul de ușor, ei au nevoie de energia aceasta stabilă de la tauri. Deci de multe ori iese o combinație complementară foarte frumoasă. Cum spuneam, și dacă faceți o glumă legată de cum este un taur de față cu această persoană, s-ar putea să-i placă, mai ales dacă îl sau o pune în valoare. Deci le plac lucrurile sau situațiile sau vorbele care îi pun în valoare. Desigur, apreciază la fel de tare faptele îndreptate asupra lor, către ei. Există, desigur, anumite puncte negative pe care le pot dezvolta, cum spuneam anterior, gelozie, posesivitate, violență, mai degrabă fizică, rar, dar se poate întâmpla și fizică, ca un punct negativ extrem, pentru că și zodia asta exprimă ceva puternic, chiar dacă pe de o parte sunt guvernați de Venus, dar taurul este un animal fioros, este un animal puternic. Eu am cunoscut, dar și din teorie, există două categorii de tauri, dar în principal legătura lor cu mâncarea este destul de importantă. Și atunci există o parte din tauri care nu mănâncă foarte mult, mai mult ciugulesc așa, dar le plac mâncărurile foarte rafinate. Preparate foarte bine, mâncărurile fine și așa mai departe. Există și cealaltă grupă, să spunem, de tauri, cărora într-adevăr le place să mănânce și cantitativ. Dar adică nu se dau înlături de la, mă, arată bine mâncarea asta, o să o gust. Ca atare, un loc de întâlnire într-un restaurant sau oricum, un loc unde se poate servi ceva, i-ar putea fi foarte plăcut. De asemenea, un loc în natură e la fel ideal, pentru că așa se simt foarte confortabil, sunt legați de natură. Taurii se uită la aspect, adică și la aspectul fizic. În general, lor le plac formele mai voluminoase, deci dacă vorbim de un bărbat taur, mai degrabă la o femeie îi place să aibă niște forme cât mai apetisante, să spunem, cât mai venusiene, exact cum este și zeița și totodată planeta care îi guvernează. Taurii, cum spuneam, da, sunt adoratori de frumos, de lucruri estetice, de design, chestiuni de... Deci îi puteți impresiona cu astfel de chestii. Dacă vorbim de o femeie taur, da, îi vor plăcea foarte mult florile. Și mă refer în special la florile cu flori, deși sunt tauri, am mai întâlnit cărora le plac și florile unde frunzele sunt de măreția acelei plante. Un alt punct negativ al zodiei Taur este faptul că poate fi extrem de centrat asupra sa și să devină ceva constant în chestia asta. Sau mult prea implicat în rutinele sale și să nu vă mai acorde suficientă atenție. Cum spuneam, lor nu prea le plac schimbările și atunci le place să aibă anumite rutine. Chiar dacă schimbă lucruri în rutina asta, dar nu niște schimbări bruște, adică pe aici pe acolo se uită la detalii. Știu să-și înfrumusețeze rutina și oricum
Ei știu să-și facă timpul plăcut și știu să aibă grijă de ei în general și automat dacă știu să aibă grijă de ei, știu să aibă grijă și de persoana de lângă ei. Însă, cum spuneam, un punct negativ poate fi acela că pot deveni destul de centrați asupra lor sau, să spunem, în discuții să intereseze foarte mult punctul lor de vedere și să încerce să-l impună. Pentru că în cazuri extreme, într-adevăr, controlul din partea unui taur poate deveni destul de mare. Am întâlnit cazuri, da, de tauri care, în special bărbați, care își urmăreau partenerele și așa mai departe, lucruri împinse la extrem, după părerea mea. Cum spunea, taurul este oricum o zodie familistă, dar e important până demarezi lucrurile cu el sau cu ea, pentru că începutul s-ar putea să nu fie foarte brusc, pentru că ei de cele mai multe ori caută ceva pe termen lung sau cât de cât stabil. Chiar dacă să spunem se îndrăgostesc și nu știu câte șanse să acorde acelei relații sau acelei legături, dar își acordă un timp totuși, adică nu e ca și cum să spunem au un moment de intimitate cu cineva și apoi gata, s-a cam terminat, încă urmăresc persoana aia, așa că nu vă așteptați ca un taur să renunțe foarte ușor la dumneavoastră. Să trecem acum la zodia Rac. Racii sunt dominați sau guvernați de planetă, de fapt de satelitul selenar, de lună, ceea ce le creează o imaginație extrem de dezvoltată, o imaginație foarte bogată. S-ar putea, în cazurile nefericite, să inventeze lucruri acolo și acolo, sau scenarii acolo unde ele nu există. Intuiția racilor este una dintre cele mai dezvoltate din zodiac. Pot citi oamenii, inteligența lor emoțională este foarte dezvoltată. De aici, în unele cazuri, din păcate, ei pot ajunge și să manipuleze pe baza acestor comportamente sau citiri de ordin emoțional. Își cam dau seama exact ce simte celălalt și de aici pot ajunge în această cheie, în această putere de control mental folosindu-se de emoții. Dar altfel, zodia este una foarte sensibilă, o zodie grijulie, o zodie parentală, o zodie axată pe tratarea traumelor, aici sunt și psihologi, terapeuți foarte buni. Pe partea de justiție ei pot fi mediatori sau consilieri juridici buni. Dar atenție la capriciile lor din punct de vedere al punctelor negative. Deci asta ar fi o chestie, că în unele momente pot fi excesiv de pretențioși și pot face o dramă din orice chestie, din mărunțișuri. Și cum ziceam, s-ar putea să creeze niște scenarii teribile acolo unde în niciun caz nu v-ați dori să se întâmple asta sau cine știe de ce să vă acuze, deși e efectiv un scenariu creat pe baza anumitor coordonate, însă atenție că uneori nu se înșală, deci să spunem că nu e o chestiune importantă, dar ar fi de preferat să-i spuneți pentru că s-ar putea să vă citească prin limbajul emoțional al trupului, da? Să fie gesturi care să vă dea de gol și în felul ăsta să vă citească și să nu-i convină. E totuși destul de greu să mulțumiți un rac. Însă nici nu este genul care să spună, știi, nu mi-a plăcut ce
cadou, mi-ai făcut ce compliment, mi-ai făcut cum mi-ai vorbit prima dată când ne-am întâlnit sau ceva de genul. Pentru că în același timp își cam dă seama de limitele bunului simț și atunci nu împinge foarte des lucrurile. Există însă și o parte a racilor unde ambiția lor devine foarte, foarte mare. Deci dacă își doresc ceva până la urmă, fac tot ce se poate ca să obțină și pot deveni și foarte bătăioși în acele clipe, adică dincolo de sensibilitatea lor, își pot folosi clești chiar dacă apoi ajung să regrete sau se gândească oare chiar trebuia să fac asta, oare am fost o persoană rea astăzi. Deci ajung să se întrebe să se întrebe astfel de lucruri. În cazul în care v-ați certat vreodată cu un rac și nu și-a cerut scuze, probabil și-a făcut unele procese de conștiință în mintea sa. Racul este un semn cardinal. Asta înseamnă că este bazat pe acțiune, pe inițiativă. Chiar dacă racii, să spunem, mai fac și doi pași în spate, se mai gândesc, se mai emoționează, oare chiar trebuia să fac asta, nu sunt foarte sigur, dar totuși ei sunt veșnic în mișcare, da? Înainte, înapoi, ei sunt în mișcare, dar tind spre înainte. Da, sunt anumite momente care pot fi un pic prețioși, să ceară prea multă atenție, să vă scurgă cumva de energie, însă nu o fac neapărat cu o intenție rea. Dacă vreți să impresionați un rac, trebuie să-i oferiți atenție, nu neapărat ce își dorește, pentru că, cum spuneam, ei pot fi destul de pretențioși, de capricioși, dar să vă gândiți poate chiar la ceva și mai impresionant decât una din pretențiile acestei persoane în zodie rac. Ca să fiți cumva cu un pas înainte. Deci, dacă vreți să impresionați un rac, cumva trebuie să fiți destul de documentat cu privire la preferințele lor, pentru că, fără să-și dea seama, s-ar putea să vă rănească cu o chestie de genul i-ați făcut un cadou, o carte sau ceva și dacă nu e cartea, să zicem, nu e între preferințele acestei persoane, da, mulțumesc. S-ar putea să nu fie foarte recunoscător, chiar dacă pe urmă o se gândească, oare a fost bine cum am vorbit, dar se poate să rănească în felul ăsta. Revenind la faptul că este un semn cardinal, asta înseamnă că ei se pot automotiva destul de bine, adică spuneam, au un necaz, plâng, dar și când și-au revenit apoi și dau puțin și din clești, atunci sigur vor ști să-și facă drumul, cărarea în favoarea lor. Oricum, racii caută să îndrepte situația în favoarea lor. Și încă o chestie. Ei au tendința să țină mult timp de legături, dar dacă este o persoană care nu interesează, nu o să spună din prima că... Dar o să vedeți cum face niște pași în spate, da? Adică nu e genul de persoană, cel mai adesea, da, care să o rupă din prima definitiv cu voi dacă, să spunem, nu-i mai convine deloc de dumneavoastră, dar ușor, ușor să fac chestia asta. Deci dacă vedeți o astfel de situație, încercați cumva să determinați această persoană că greșește. Nu este ușor pentru că, așa cum spuneam, sunt niște pretenții la mijloc. În cazuri extreme poate fi foarte multă dramă și din toate mărunțișurile și atunci să nu mai faceți față, să vă scurgă foarte mult de energie, să dorească foarte mult atenția dumneavoastră, astea ar fi din punctele negative.
Pe de altă parte, din punct de vedere al aspectelor benefice zodiacale, Racul este foarte săritor, anticipează, tocmai pentru că are această intuiție foarte bună, anticipează atunci când celălalt va avea nevoie de sprijinul său și îl va acorda. Racii sunt sau pot fi părinți foarte buni, foarte grijulii. Chiar că să spunem, nu sunt tot timpul sincer, mai alunecă așa printre valuri, printre pietrele de pe țărm, dar știi sigur că dacă o fac, o fac tocmai ca să nu rănească. Da? Adică ei sunt foarte atenți la chestiunile de genul ăsta. Este o zodie frumoasă, oricum o zodie sensibilă. O zodie care îi place frumosul și totodată este destul de bătăioasă atunci când își stabilește un plan care se va mișca în direcția planurilor sale, da? Va activa. Peștii sunt mai mobili, dar racul este un punct, un semn cardinal și atunci există automotivația asta pe care și-o pot genera. Și chiar cunosc câțiva raci care au ajuns sau sunt foarte sus, tocmai datorită ambiției lor nețărmurite. Trecem acum la zodia Săgetător. Săgetătorul este un semn mobil, da? Un semn veșnic în mișcare, un semn alert chiar. Numai că este un semn mobil, fiind și zodie de foc, e cam cel mai mobil din tot zodiacul. Îi plac călătoriile cel mai adesea. Independența este un cuvânt cheie. Așa că, în vederea unor relații sau cum să atrageți un săgetător, mare atenție la câteva aspecte pe care urmează să le punctez. 1. Cum ziceam, în virtutea acestei idei a independenței, nu încercați să treceți anumite praguri atunci când deja ați văzut că v-a tăiat-o cumva și săgetătorul va ști să taie foarte, uneori chiar brutal, lucruri care nu-i convin. Nici nu o să fie nevoie să zică prea multe sau e suficient o singură privire așa peste ochelar sau... Și o să știți, wow, săgetătorul ăsta chiar mi-a tras o săgeată în piept. Sau m-a săgetat cu privirea. Ca atare, dacă ai impus un spațiu personal care nu vrea să-i fie încălcat, ar fi de preferat să nu o faceți. Adică dacă vreți să continuați cumva într-un ton pozitiv legăturile cu această persoană săgetător, atunci ar fi bine să nu-i încălcați hotarele pe care, mai ales că va avea tendința să-și puncteze barierele, da? Limitele, frontierele. Apoi, 2. Săgetătorul nu are nevoie de foarte multe explicații. Așadar, nu începeți să vă explicați, mai ales la primele întâlniri, de ce vă place de el sau nu. Mai bine îi dovediți cumva sau plecați pe undeva. Ăsta ar fi un cadou destul de frumos pentru nativii cât mai aproape de săgetătorul pur. Ca atare, o ieșire nu neapărat în natură, poate fi și în oraș, dar în alt oraș. Deci o călătorie la distanță poate fi avantajoasă în virtutea începerii unei legături. Apoi, săgetătorul, pe lângă că este mobil, este și un element motivant, plin de motivație și care îmi poate motiva ușor și pe alții. Are aceste calități de leadership. Săgetătorul are și această natură duală. S-ar putea uneori să fie foarte impulsiv sau imprevizibil, să pară
o flacără, iar ulterior să devină a doua zi să fie un semn foarte mental, intelectual, să filozofeze foarte mult, adică cumva întâi se grăbește să trăiască aventura, iar apoi începe să filozofeze asupra experienței. Celor mai mulți săgetători, da, le plac chestiunile legate de filozofie, de natura realității, de ce se întâmplă în lume, spre ce ne îndreptăm viitor. Este și un semn al astrologilor, al preferinței pentru zona aceasta. Săgetătorii, în mod curent, au și un trup destul de svelt, de atletic. Le place mișcarea, le place sportul. Dar și ei așa au un trup destul de musculos, și femeile sunt subțiri și puternice fizic, cu o musculatură bine definită. Fiind semn de foc, se vor uita și la aspectul fizic. Lor le place mult fizicul, dar să fie în concordanță cu personalitatea. O să cam remarce dacă cele două nu se pupă, adică cumva dacă vreți să păreți ce nu sunteți și nu puteți dovedi prin ardere, prin trăire chestia asta, își vor da seama. Săgetătorul este guvernat de Jupiter. Jupiter sau Zeus era cel mai mare zeu de pe Olimp. Și astfel marchează curajul și înțelepciunea. Deci, cum spuneam, mergem în această zonă de bravură și în zona înțelepciunii. Și apropo de călătorii, s-ar putea, eu am întâlnit câteva cazuri de astfel de săgetători, pur și simplu să fie genul, chiar dacă sunt într-o relație de cuplu și să spune persoana cealaltă e ocupată, el dacă vrea atunci croaziera sau plecarea o să se ducă și singur. Deci este genul care poate, e atât de independent încât poate pleca singur pe oriunde își dorește, nu prea stă la discuții când își dorește ceva și mai ales ce ține de chestia asta sau și de cunoaștere. Îi place cunoașterea civilizațiilor. Merge și îi plac chestiunile ce țin de înțelepciune. Deci puteți impresiona un săgetător cu, nu neapărat cu citate filozofice, e important să le și înțelegeți și să le prezentați într-un mod care să-i stârnească interesul, pentru că săgetătorul, oricum fiind un semn aprins și mintea îi face click foarte repede și este și creativ, atunci el își dă seama ușor de înțelepciunea anumitor lucruri, așa că e bine să stăpâniți lucrurile pe care, cu care încercați să-i atrageți atenția. Acum, anumiți săgetători pot merge, să spunem, într-o zonă ușor periculoasă, o zonă de aventură prea mare, s-ar putea să le plac chiar sporturile extreme sau efectiv situațiile periculoase și în sensul de flirt, chiar dacă nu trec de barieră, de limită, dar se poate întâmpla în cazurile negative, vorbesc aici, deci ca puncte negative ale zodiei, pur și simplu să fie în relație cu dumneavoastră sau cu cineva și să flirteze totuși un pic și chiar cu o persoană din apropiere, aproape de față cu dumneavoastră, cumva pentru că le plac situațiile periculoase, le plac situațiile care îi duc în acea senzație de adrenalină, de aventură. Deci, cumva, poate căutați și o astfel de idee cu care să impresionați, să spunem, un săgetător, da? Cu ceva aventuros. Și să nu ezitați, cumva, să flirtați cu această persoană, chiar dacă ați ajuns într-o relație stabilă. Pentru că le plac astfel de jocuri, le place căldura emanată de o astfel de un astfel de schimb, da? Cum e flirtul, da? Un schimb de complimente, un schimb de tachinări și așa mai departe. Dar mare atenție. Atunci când ați văzut că trage o linie, încercați să nu o depășiți, pentru că s-ar putea să vă taie destul de ușor.
Pe de altă parte, ei știu să recunoască când greșesc, așa că cel mai adesea o să cam zic, am greșit, mea culpa, asta este. Dar chiar și așa, uneori pot fi destul de acizi, da? Asta ca punct negativ. Deci, dacă vă despărțiți de un săgetător, e foarte probabil să fie genul de persoană care să vă facă să plângeți. Adică, mai degrabă decât un rac care va încerca să alimenteze măcar o speranță, chiar dacă se îndepărtează ușor, ușor, dar la un săgetător nu prea, adică nu simte că nu prea mai merge sau nu mai simte niciun fel de fior de scânteie, se va îndepărta sau își va crea singur propriile situații palpitante, să le spunem. Ținând cont că Zeus, Jupiter îi guvernează, evident că au aceste calități de lideri, au acest leadership dezvoltat săgetătorii. Au un spirit creativ extrem de dezvoltat. Ca puncte negative, iarăși, pot să fie impulsiv fără rost în anumite momente, pur și simplu, și mai ales după o perioadă în care a mers bine, și să vă treziți efectiv cu un bombardament de săgeți. Alt punct negativ, tot așa, se spune după ce a avut un moment foarte pasionant cu dumneavoastră, s-ar putea apoi să revină la o independență destul de rece și deci la începutul relației să fie așa ceva de care nu sunteți foarte siguri. Însă, evident, dacă vorbim de suflete gemene sau de alt tip de relații, oho, săgetătorii, nu numai că se vor atașa foarte bine, dacă ei, să spunem, sunt cel care o urmărește persoana cealaltă, suflet geamăn, deci partea, să spunem, activă a sufletului geamăn, atunci săgetătorii vor avea un atașament marcat prin fapte foarte mult și printr-o direcție constantă către cealaltă persoană și nu prea vor ști să-și controleze impulsurile. Deci asta e o chestiune, că pot fi ca un vulcan în anumite momente. Iar alte ori, pur și simplu, să-i vedeți într-o zonă atât de filozofică, încât să nici nu știți cum să vă integrați într-o discuție cu ei. Oricum, în general, le plac chestiunile intelectuale, elevate. Așa că cu astfel de lucruri puteți atrage un săgetător. Mi-a părut bine să ne auzim și la acest clip. Sper să revin cât de curând și cu celelalte 6 zodii, și eventual cu o discuție sau mai multe și legată de compatibilitatea între zodii. Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc pentru comentarii, la revedere!